profesori și elevi ai Colegiului Tehnic Petru Mușat au participat marți în cantina liceului la un eveniment dedicat Zilei Naționale a României și sărbătorii Sfântului Andrei, ocrotitorul românilor. Invitat de onoare a fost înalt preasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Acesta a afirmat că Ziua Națională trebuie sărbătorită cu demnitate. De demnitatea noastră depinde tot ce înseamnă valoare. Sau dacă păstrăm, dobândim și ne păstrăm în demnitate, suntem creatori de valori nemuritoare, oricare ar fi ele. Cu adevărat, independența unei țări se servează și trebuie să serveze tot în duhul demnității. Nu cu risipă, nu cu manifestări imorale. Demnitatea unei țări, deci înseamnă demnitatea întregului nostru popor. Și imnul național spune, purtăm un nume de Traian, un nume bun și să închei. În cadrul evenimentului, o elevă a liceului a făcut o scurtă prezentare a Marii Uniri. Au fost prezentate momente artistice realizate de elevi ai liceului și a fost prezentată o expoziție de pictură realizată de artistul Vasile Angel Siminiuc.